Salut tuturor, eu sunt Cristina Costache și bine ați venit să revenit pe canalul meu de YouTube. În videoclipul de astăzi vă voi arăta cum am realizat acest machiaj de primăvară. Este un look în tonuri de roz pal, ceva foarte frumos și elegant ce poate fi adaptat atât pentru un machiaj de zi cât și pentru un machiaj de seară. După cum vedeți, am folosit nuanțe mate de rozaliu spre persiciu, cum este și această culoare din partea de sus a puloverului pe care îl port astăzi și am observat că primăvara tot mai multe persoane optează pentru nuanțe rozalii, probabil că toți ne-am săturat să purtăm iarna atât alb, negru, gri, cât și bej și cred eu că a venit timpul pentru puțină culoare. O să încep cu hidratarea tenului și vreau mai întâi de toate să aplic niște patch-uri. O să testez pentru prima dată niște patch-uri pentru că le-am primit într-un pachet de PR, sunt de la Maja Mask, se numesc Hydrogel Eye Patch Soothing and Balancing. Chiar sunt foarte curioasă de efectul lor, cam așa arată patch-urile. Ia să vedem. Au sclipici. Chiar sunt foarte curioasă de efectul lor, pentru că nu am mai testat niciodată până acum. Vreau să văd dacă chiar hidratează foarte bine zona de sub ochi. Vai, ce frumoase sunt! Mi-am tonifiat decât tenul. Și acum o să aplic aceste patch-uri și o să le las pentru 10 minute să acționeze 10-15 minute, după care continuăm restul machiajului. Sunt foarte fresh. Văd că sunt foarte bine imbibate în ser. Cam așa arată patch-urile aplicate. Simt o senzație de fresh. Maja Mask spune că ar trebui să lumineze, să calmeze, să echilibreze zona de sub ochi. Conține niacinamide, vitamina C, acid hialuronic. Ar trebui să lumineze zona de sub ochi și să hidrateze profund. Vom vedea după 10-15 minute, dar până una alta vreau să aplic și o cremă hidratantă. Deși sunt foarte tentată să testez produse mai scumpe, e bine, m-am gândit ca în ultimul timp să cumpăr și produse mai accesibile, să caut niște produse cumva bune, dar și accesibile, astfel încât să vin aici pe canalul meu, cât și pe Instagram, cu recomandări pentru toate buzunarele, să spun așa. Și am fost în căutare în ultimul timp de niște produse pentru îngrijirea tenului, ca să fie folosite atât ca și bază de machiaj, și în îngrijirea personală. Așa că mi-am cumpărat aceste produse de la Neutrogena din gama Hydro Boost acum o săptămână, două, cred că, ca să le testez și să văd dacă sunt ok. Cam așa arată crema hidratantă, Water Gel se numește. Iar crema de ochi se numește Hydro Boost Awakening Eye Cream. O să aplic și crema hidratantă. Are o textură foarte light de gel, hidratează foarte bine pielea, o lasă moale. Conține acid hialuronic, conține trehaloză. Aceste două ingrediente hidratează foarte bine pielea, o hidratează în profunzime. Produsul nu conține ulei, dar totuși să știți că conține parfum, este ultimul ingredient. Totuși nu cred că o să aplic crema de ochi pentru că mi-am aplicat patch-urile și după ce o să le scot, o să tapotez frumos produsul ce a rămas în piele. Dar să știți că crema de ochi din aceeași gamă de la Neutrogena nu conține parfum. În perioada aceasta, tenul meu necesită foarte multă hidratare, mai ales că este tranziția aceasta de la sezonul rece la sezonul cald. Așa că aplic mai mult produs ca fonul de ten să se aranjeze foarte bine pe acesta. Au trecut deja 15 minute, așa că o să scot patch-urile. Ce frumos este luminată zona de sub ochi, după cum vedeți este foarte glowy. N-a rămas lipicios sau ceva sub acestea. Am uitat să menționez că au un miros foarte plăcut. O să iau oglindă, sunt mult mai aproape. Sincer, chiar funcționează. Sunt foarte, nu știu, surprinsă. A lăsat o piele foarte netedă și luminoasă. După cum vedeți, este foarte glowy. Da, se pare că chiar funcționează chestiile astea. Sunt sigură că machiajul o să arate mult mai bine pe zona aceasta, foarte bine hidratată. Este diferență, nu știu, ca și cum ai aplica o mască. Parcă zona aceasta este mult mai elastică, mai moale. Trec deja la aplicarea fonului de ten și optez pentru Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation de la Giorgio Armani, nuanța 06.
Aplic nuanța aceasta mai închisă, pentru că, după cum vedeți, pe gât sunt mult mai închisă. Am încercat un nou autobronzant, de aceea sunt mult mai deschisă la față și pe gât mai închisă. Dar atunci când o să aplic acest fond de ten de la Armani, o să se uniformizeze frumos totul. Cam așa arată nuanța fondului de ten. Cu ajutorul pensulei de la Real Techniques de fond de ten numărul 200, distribui fondul de ten pe față. Este un fond de ten fluid, cu acoperire mică spre medie, potrivit tenului normal, tenului mic spre uscat și mic spre gras. Este un fond de ten care arată foarte natural pe față, are un efect luminos, semi-mat și cred că v-am mai spus că oferă părilor un efect foarte frumos de blurring. Este un fond de ten care rezistă destul de bine. Desigur că pe tenul mic spre gras va rezista mai puțin. Nuanța aceasta este perfectă pentru tenul bronzat, pentru că are un subton măsliniu. Aplic puțin produs de asemenea și pe ochi, pe pleoape, puțin, foarte puțin sub ochi. Și se pare că în zona în care au fost paciurile, după cum vedeți aici, fondul de ten arată foarte, foarte luminos. Am grijă să acoper bine și la linia părului, ca să nu fie diferență de culoare. Aplic puțin fond de ten și pe ureche, pentru că, după cum vedeți, sunt mult mai deschisă la culoare. Iar acum, cu ajutorul brățelului, uniformizez mai bine fondul de ten. Aplic concealerul de la Dior, Forever Skin Correct, nuanța 0N. Probabil se pare închis fondul de ten acum, dar după ce o să aplic concealerul sub ochi și în centrul feței, tenul va arăta mult mai bine și nu va mai fi atât de închis la culoare. Pentru concealer folosesc pensula de la Real Techniques, numărul 300, și aplic produsul sub ochi. Aplic acest concealer de asemenea și pe pleoape pentru a crea o bază pentru fardurile pe care le vom aplica ulterior. Să știți că pentru un machiaj de zi cu zi eu optez pentru un concealer rezistent, astfel încât ca fardurile uscate pe care le voi folosi să nu migreze pe parcursul zilei, de aceea trebuie să fie rezistent concealerul. Desigur că pentru un machiaj profesional voi aplica niște baze mult mai rezistente, dar fiindcă acest machiaj este unul cât mai simplu, astfel încât să fie realizat cu ușurință și de voi, voi aplica ca și bază decât concealerul. Aplic de asemenea și în centrul frunții pentru a ilumina. Aplic puțin și pe bărbie. Pe osul zigomatic. Și sub buze puțin. Și desigur că vin cu brățelul deasupra și uniformizez totul. Tapotez de asemenea și pleoapele cu brățelul, astfel încât cutele acestea să nu fie. Și pentru setarea machiajului folosesc pudra translucidă de la Laura Mercier. Pentru aplicarea pudrei în zona de sub ochi și pe centrul feței, folosesc această pensulă de la Real Techniques, numărul 402. Iau puțin produs, scutur pensula și o să aplic decât sub zona de sub ochi și pe centrul feței, pentru că restul feței îmi doresc să am acel efect de luminozitate pe care l-a oferit fondul de ten de la Armani. Puțin pe nas, pentru că deseori sebumul este la suprafață aici. Pe bărbie, aplic foarte puțin produs și pe centrul frunții. O să setez de asemenea și pleoapele, mai întâi de toate le tapotez, pentru ca fardurile uscate pe care le vom folosi ulterior să alunece mult mai ușor și să se blenduiască mult mai ușor. Setez toată pleoapa, inclusiv arcada. Pentru sprâncene folosesc Micro Brow Pencil în nuanța Top de la NYX. Mai întâi de toate perii puțin sprânceana ca să o aranjez. După care umplu decât foarte puțin golurile, pentru că, după cum vedeți, am niște sprâncene foarte dese. Creez o linie la baza sprâncenelor și umplu golurile acolo unde este nevoie. Am grijă ca capul sprâncenei să nu fie foarte grafic, foarte închis la culoare, decât foarte puțin dau cu creionul. După care din nou periez cu peria creionului ca să estompez culoarea. O să setez sprâncenele cu The Brow Glue de la NYX.
aveți grijă să nu aplicați prea mult produs, pentru că acest gel de la NYX seamănă foarte mult cu ceara și dacă se va întinde pe piele, puteți să vă luați fonul de ten, aplicați decât puțin produs și după care distribuiți cu ajutorul unei astfel de pensule de unică folosință. Și pentru machiajul ochilor o să folosesc această paletă superbă de la Too Faced, de Natural Nudes. Știți că este una dintre preferatele mele, dar am realizat că nu v-am arătat un machiaj cu nuanțele acestea rozalii de roz pal, așa că astăzi o să folosesc în pliu, cred că nuanța aceasta, poate puțin din aceasta, vedem, și un sclipici, poate pe pleoapa inferioară. În primul rând iau o pensulă de blending și o folosesc pe aceasta de la Bailey, este numărul 224, cam așa arată. Dacă ați văzut videoclipul cu pensule de pe canalul meu de YouTube, vă arătasem în acel videoclip și aceste trei pensule de la Bailey, care sunt din fir de capră, una este de pudră, una este mai micuță de față, care poate fi folosită pentru contouring, de obicei pentru asta o folosesc eu, și una micuță pentru ochi, o pensulă de blending. Menționasem în acel videoclip că nu prea le folosesc foarte des, în special pe aceasta de pudră, pentru că transferă prea mult produs pe față și am impresia că încarcă puțin fața. De obicei pe aceasta nu o folosesc nici acum, decât poate să curăț machiajul dacă a căzut ceva pe față, dar pe acestea două, în ultimul timp le folosesc tot mai des. Aceasta, după cum am spus, pentru contouringul uscat, iar pe această mică pentru pleoape. Chiar dacă sunt aspre, să știți că sunt de o calitate bună și după ce sunt spălate, chiar își păstrează această calitate, pentru că le am deja, cred că, de un an sau doi, sincer să fiu, nu mai țin minte, dar să știți că pensulele se văd în timp dacă sunt bune. Iar aceasta de blending, care este numărul 224, chiar o folosesc cel mai des în ultimul timp pentru mărime. Are o mărime foarte ok, ce poate fi folosită atât pe pleoapa mare cât și pe cea mică. Îmi place că transferă foarte bine produsul și îl blenduiește foarte bine. Așa că o să încep cu o nuanță mai deschisă, cu aceasta Petal. Iau puțin produs, scutur pensula și încep să conturez pliul. Este cel mai simplu ca întotdeauna să începeți cu o nuanță mai deschisă, după care să mergeți spre nuanțele închise. Pentru că astfel machiajul va fi mult mai curat. Aplic produsul în colțul exterior, aici, și estompez spre tâmplă. După care vin și în pliu cu mișcări de du-te vino și încep să conturez pliul să-i ofer dimensiune. Iau de fiecare dată puțin produs, scutur pensula și conturez până obțin nuanța dorită, intensitatea dorită mai degrabă. Eu vin puțin cu produsul până spre nas pentru că îmi place acest efect. Cu ajutorul unei pensule mai mici de blending, care este de la Paris Saks, nu mai știu ce număr este, iau aceeași nuanță petal, scutur puțin pensula și aplic și pe pleoapa inferioară. Astfel încât machiajul să fie întreg. Și estompez spre colțul exterior. Am luat o pensulă mai mică de blending și acum iau nuanța aceasta Warm Rose și o aplic în colțul exterior mai întâi, după care vin cu ea în centrul pliului. Pentru că este puțin mai închisă și oferă profunzime machiajului. Am grijă să nu urc foarte sus cu ea, pentru că îmi doresc decât în centrul pliului să fie această nuanță mai închisă. Ia cealaltă pensulă cu care am aplicat nuanța deschisă și estompez marginea. Aceeași nuanță Warm Rose o aplic și pe pleoapa inferioară. Cu aceeași pensulă iau nuanța Cocoa și o aplic decât în colțul exterior, în acest punct. Iau pensula mai mică, la fel nuanța Cocoa și aplic decât aici în colțul exterior pe pleoapa inferioară. Cu o pensulă plată medie iau această nuanță de ivoar care se numește Swan și aplic cu mișcări de tapotare începând din colțul interior până spre centru decât pe pleoapa mobilă. Astfel încât să ofer puțină luminozitate pleoapei. Aplic puțin din nuanța aceasta și pe arcadă, decât să luminez puțin și să estompez marginea dintre nuanțele acestea rozalii. Cu aceeași nuanță, cu aceeași pensulă, estompez și marginea pleoapei inferioare și colțul exterior, să fie curat machiajul.
Iar cu pensula de blending de la Bailey, stompezi puțin marginea aceasta de pe pleoapă mobilă dintre culoarea mai închisă și cea deschisă. Iau nuanța aceasta sclipicioasă, rose gold. Am grijă să scut-o puțin ca să nu murdăresc machiajul și aplic începând din colțul interior spre mijlocul pleoapei inferioare. Dacă mi-a căzut puțin sclipici, iau pensula de pudră și iau sclipiciul acesta de sub ochi. Trasez și codițe negre și folosesc această carioca de la Benefit, care se numește Roller Liner Eyeliner. Mai întâi de toate trasez linia de direcție, ca și o continuitate a pleoapei inferioare, începând din acest punct din colțul exterior și creez o linie ascendentă. Cât de lungă îmi doresc să fie, după care o unesc baza genelor. Iar acum umplu codița și aplic și la baza genelor. Carioca aceasta de la Benefit este de un negru foarte intens, este foarte rezistentă, dar sincer să fiu, mai mult îmi place cea de la Minah și este și o diferență de preț. Aceasta de la Benefit cred că costă 20 de lire, iar cea de la Minah 15, dar sincer să fiu, mai mult îmi place aceea. Deși amândouă sunt foarte rezistente și de un negru intens, mai mult îmi place carioca de la Minah pentru capăt, pentru că trasează mult mai precis codițele. Aceasta trasează foarte greu codițele din punct de vedere. Capătul acesta parcă se usucă mult mai repede. Totuși am luat carioca de la Minah și mi-am prelungit codițele pentru că carioca aceasta de la Benefit nu face niște codițe foarte grafice, trebuie să dau de mai multe ori și nu sunt așa frumoase, așa că mi-am continuat codițele și după cum vedeți au ieșit cumva mult mai lungi, nu sunt atât de finuțe, dar totuși îmi plac, mie îmi place să port codițele acestea lungi. Înainte de a aplica mascara vreau să aplic și un creion ivoar care este de la Boys & Berries în nuanță vanila. Îl aplic anume pe linia apei pentru a accentua albul ochilor. Dacă aveți ochii obosiți sau multe vene roșii, credeți-mă, vă scapă un astfel de creion ivoar pe linia apei. Ochii par mult mai odihniți. Sau, desigur, dacă vreți să-i măriți. Ca și mascara folosesc The Definition Mascara Waterproof de la Minah. Spre deosebire de cealaltă mascară pe care o am de la Minah, The 24 Hour Level Up Mascara, aceasta alungește frumos genele și le definește decât. Cealaltă mascara face genele puțin mai dese și le îngroașă mai mult, aceasta le lungește și le definește. Plus că este waterproof și este foarte rezistentă, se demachează mult mai greu. Și aplicatorul este diferit, are peri mult mai rari. Puteți să aplicați decât mascara și gata cu machiajul ochilor, totuși eu o să aplic și gene false. Am terminat cu machiajul ochilor, așa că o să trec la conturingul uscat. N-am mai aplicat conturing cremos pentru că vreau să fie un machiaj cât mai simplu, așa că o să aplic decât această paletă de la Kevin Kwan. Iau pensula de la Bailey despre care am vorbit și iau această nuanță, Sculpting Medium. Și aplic niște umbre pe față pentru că, ați văzut, după ce am aplicat fondul de ten și concealerul, parcă sunt mult prea albă, așa că o să aplic niște umbre. O să aplic mai întâi de toate aici, sub osul zigomatic, cu mișcări de tapotare. Urc puțin și spre tâmplă, pe linia părului, foarte puțin și pe lateralele frunții, pe linia maxilarului și cobor puțin spre gât și pe lateralele nasului pentru a contura puțin nasul. Combin aceste două nuanțe de iluminator și le aplic pe cele mai înalte puncte ale feței, pe osul zigomatic, decât să luminez foarte puțin. Ați văzut că nu mai sunt în trend iluminatoarele alea foarte evidente sau iluminatorul acela aplicat pe o bucată foarte mare. Aplic și în centrul sprâncenelor, puțin pe vârful nasului, deasupra sprâncenei, pe bărbie.
deasupra buzei superioare, o să aplic puțin iluminator și pe arcadă, foarte puțin pentru un efect de luminozitate. Aplic și puțin bronzer pentru a oferi căldură machiajului și îl aplic pe acesta de la Kiko Milano, care se numește Unexpected Paradise, nuanța 02. Aplic bronzerul între fardul prăfos și iluminatorul aplicat anterior. Puțin pe frunte. Aplic și un blush rozaliu spre coral de la Kiko Milano, se numește Unexpected Paradise 02 Dream Coral, este puțin perlat. Și aplic blush-ul între iluminator și bronzer. Foarte soft, fără să adaug mult produs. Pe buze o să aplic un gloss persiciu, dar mai întâi de toate le conturez cu acest creion de la NYX, Lip Pencil, nuanța Natural. Încep cu conturarea arcului lui Cupidon. Apoi cu centrul buzei inferioare. După care unesc lateralele buzelor în colțul exterior. Aplic creionul și pe toată suprafața buzelor pentru a uniformiza culoarea și pentru a rezista mai bine glossul. Aplic acest gloss de la Mina, care se numește The Lip Gloss în nuanța 503. Este un rozaliu spre persiciu foarte frumos. Și îl aplic decât pe centrul buzelor. Are un gust și un miros delicios, este mentolat. Ador pur și simplu glossul acesta. Dragilor, acesta este rezultatul final și sper tare mult că v-a plăcut acest machiaj de primăvară și îl veți recrea și voi. Aștept părerile voastre mai jos în comentarii și de asemenea și sugestiile voastre dacă vreți să mai creez și alte machiaje de primăvară. Abonați-vă la acest canal dacă vă plac videoclipurile mele, dați click și pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile clipuri, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!